Cadrele didactice care nu au beneficiat de diferențele salariale la care au dreptul pentru intervalul octombrie 2008-13 mai 2011, dar pe care le-au câștigat în instanță, le vor primi eșalonat potrivit legii. Prezentul act normativ stabilește că diferențele de drepturi salariale neacordate și câștigate în instanță vor fi plătite într-o perioadă de 5 ani. În primul an se va plăti un procent de 5% din valoarea diferenței salariale, în al doilea an 10%, după care în al treilea și în al patrulea an câte 25%, ceea ce înseamnă că în al cincilea an procentajul va fi de 35% plățile realizându-se în tranșe trimestriale egale. În cazul profesorilor pensionați, plata diferențelor se va face într-o singură tranșă. Prevederile prezentei legi se aplică și personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat încadrat la plata cu ora. Pentru personalul didactic care și-a schimbat locul de muncă în perioada octombrie 2008-13 mai 2011, calculul și plata diferențelor salariale se vor face de fiecare unitate de învățământ la care a fost încadrat și salarizat în această perioadă.